Infocons are foarte multe alerte, alerte la nivel național, la nivel european. Sistemul de alerte al Uniunii Europene, în principal, cam 30% din alerte, este pe zona de haine. Dar nu haine pentru oricine, haine mai ales pentru copii. Foarte multe decese, aproape zilnic, se înregistrează la nivelul Uniunii Europene cu haine neconforme. Așa că, înainte de a cumpăra o haină pentru copil, pentru bebeluși, deschidem aplicația gratuită Infocons. Punem pe butonul de alerte, avem poza produsului, avem descrierea produsului și sistemul de alertă. Ce înseamnă un sistem de alertă pentru segmentul acesta de haine de copii? În primul rând, când cumpărăm o haină pentru copii, ar trebui să ne uităm la ingrediente. Și de obicei ar trebui să fie din fibre naturale. Dacă nu e din fibre naturale, ne uităm ce fel de fibre sunt. Și dacă decidem să cumpărăm sau să nu cumpărăm, dar din păcate în ultima perioadă bolile de piele, dermatitele și tot la dermatozele în zona aceasta de copii din fibre care nu sunt foarte bune poate sau foarte tolerate de către copii, ne trezim cu tot felul de boli. Dar nu acest lucru este cel mai important, glugile, cordoanele care au acele șnurulețe, dacă au o anumită lungime care depășește normativul de standard admis pe teritoriul Uniunii Europene pentru standardul de conformitate, poate să se înfășoare în jurul gâtului copilului și se sufocă și moare. Din păcate nu este o problemă de boală, dacă ți-a murit copilul, cred că este o problemă foarte gravă. Așa că ar trebui să fim foarte atenți ce cumpărăm și de unde cumpărăm, să nu cumpărăm produse contrafăcute, să nu cumpărăm produse din spatele blocului. Dacă mergem din magazine să vedem și să căutăm ca tot ceea ce înseamnă produsele, mai ales pentru copii, să ne uităm la etichetă, să avem producătorul, să avem informația cu privire la vârsta pentru care este făcută acea haină, marcajul de certificare europeană a ce și astfel cumpărăm produse cât mai aproape de ceea ce ne dorim. Coloristica acelor produse, cum au fost vopsite, care sunt vopselurile produselor respective, fiindcă mulți copii bun în guriță, nu știu, gluga, mâneca, cei mai e pe acolo, trebuie să îndeplinească niște caracteristici de conformitate pentru vârstă și de securitate și de siguranță. Așa că, mai ales pentru copii, să fim atenți cum cumpărăm, dar și pentru noi, pentru adulți. Când cumpărăm să nu uităm, ingredientele sunt în ordine descrescătoare, cu ghilimele ingredientele. Practic din ceea ce este făcut produsul respectiv, că cumpărăm o pereche de ghete, o geacă, cumpărăm un palton sau o bluză, toate acele informații trebuie să fie foarte clar scrise și în ordine descrescătoare, ceea ce înseamnă că primul este în cantitatea cea mai mare. Eticheta trebuie să fie neapărat în limba română și toate acele informații care se regăsesc pe etichetă pentru a păstra produsul, pentru a spăla sau curăța produsul, ar fi bine să știm ce înseamnă. E un pătrat cu un cu un punct cu 2 cu 3 cu 4 cu 5, un fier de călcat cu un punct cu 2 cu 3 cu 4 cu 5. De cele mai multe ori este aproape abracadabra pentru fiecare dintre noi. Anumite magazine mai responsabile ne dau o foițică mică cu toate aceste traduceri. Găsim toate aceste informații și în aplicația gratuită Infocons. Important este să înțelegem că dacă ne-am cumpărat un plover pentru noi, îl spălăm neconform, ajunge să fie purtat de copilul nostru după aceea, fiindcă intră la apă. Dar nu asta e poate cel mai important. Se strică temperatura respectivă modifică culoarea sau modifică textura și textura respectivă după aceea poate să fie periculoasă pentru noi. Trebuie să fim atenți și să nu ne mai uităm doar după model și după culoare, să ne uităm și ceea ce conține. Iar pentru copiii noștri, când sunt mici sau în perioada de pubertate, ar trebui să fim de două ori mai atenți ce conține produsul pe care îl cumpărăm din punct de vedere al îmbrăcăminții, mai ales că sunt aproape de corp, transpiră în ele, intră în contact cu pielea, produsele care sunt mai ales pentru zona aceasta de sport, Traininguri, tricouri, merg copiii la sport, merg copiii la fotbal, transpiră într-o astfel de produse, se transferă culoarea pe piele și după aceea ne trezim cu bol de piele, cu cine știe ce tot felul de alte de tipuri de uh, bol. Din această perspectivă, cumpărarea unui tricou sau unui pantof poate este la fel de importantă ca și cumpărarea unui salam sau unui ciocoles. Depinde de noi să le cumpărăm cum trebuie, să le cumpărăm din spații autorizate și amenajate, găsim și produse ieftine și produse scumpe, bune dar și mai puțin bune. Așa că nu doar prețul poate să facă diferența, ci diferența o face eticheta de unde le cumpărăm și neapărat cerem bonul fiscal, păstrăm bonul fiscal pentru o reclamație eficientă.